Sondajul relevă că 99% dintre români au auzit de accidentul rutier provocat de vedetă. Interesul față de problema omului de televiziune nu a scăzut nici când a venit vorba de dezbateri televizate în care se vorba despre drama provocată de el. 80% dintre cei chestionați spun că au urmărit discuții la diferite posturi de televiziune cu acest subiect. Când vine vorba despre vinovăție, doar 39% dintre români cred că Șerban Huidu este responsabil pentru producerea accidentului. În același timp, 50% cred că este vorba despre circunstanțe nefericite. 43% dintre români mai cred că Huidu a fost prezentat ca fiind vinovat de către presă. Doar 32% dintre chestionați cred că media l-a apărat pe Șerban. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1168 de persoane cu vârste de peste 18 ani pe 20 octombrie și are o marjă de eroare de plus minus 2%.